apariție editorială recentă, mai exact care a fost lansată în ziua Înălțării Domnului la Cer din anul curent, a marcat viața literară și spirituală de la noi. Este vorba despre lansarea acestei traduceri, care se numește Voino Iasinetski, Arhiepiscop și Chirurg, Viața și Hagiografia, scrisă de Marc Popovski și tradusă din original de părintele protoiereu Vasile Ciobanu. Părintele Vasile, fiind și un vechi prieten al emisiunii noastre, este invitatul emisiunii noastre de astăzi și împreună cu Sfinția sa vom încerca să discutăm despre această scriere, despre această carte care, iată, a fost lansată la Chișinău. Lansarea a avut loc la Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău. Părinte, bună ziua, bine ați venit și revenit la emisiunea noastră. Bună ziua și mulțumesc noastră pentru invitație. Avem această carte, această traducere pe care ați realizat-o. A fost lansată, așa cum spuneam, în ziua Înălțării Domnului la Cer, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău. Și răsfoind-o, am reușit să scoatem din ea, pentru început, pentru că ea are, bineînțeles, foarte și foarte multe gânduri importante, este că a stat 20 de ani în masa Sfinției voastre, pentru că aceste ediții și nu a dorit nimeni să o editeze, sau cel puțin editura. Au fost încercări, dar Dumnezeu a hotărât că să fie acum și probabil că e la momentul oportun. Da, vă mulțumesc pentru interesul manifestat și posibilitatea de a oferi informație spectatorilor despre acest eveniment. O să încep cu faptul că pe data de 11 iunie este pomenirea Sfântului Ierarh Luca Voino Iasinetski al Crimeei, mărturisitor al lui Hristos și doctor fără de argint, aș adăuga. Deci acest fenomen, apariția acestei traduceri în limba română, și are o istorie aparte, cam îndelungată. Prin anii 86-87, deja când era perestroica în fosta Uniune Sovietică, se mai dezghețau lucrurile, se mai deschideau arhivele, se mai publicau lucruri care până atunci nu erau publicate. Am văzut și eu un articol, am citit în revista Știința și Religia, pe atunci era o revistă ateie, care a început să mai publice și ceva pozitiv. O informație despre un om aparte, un fenomen în domeniul medicinii și în viața bisericii, Sfântul Voino Iasinetski Luca, arhiepiscop Crimei. Acest lucru mi-a trezit de interesul și fiind deja prin anii 89-91 ca traducător la Combinatul Textil din Santiago de Cuba, acolo în Biblioteca Specialiștilor Sovietici am dat de revista Octiabri, care au publicat întreaga carte a domnului Popovski despre viața și hagiografia, adică viața sfântă, a marelui chirurg și savant și arhiepiscop Luca Voino Iasinetski. Ea a fost publicată pentru prima oară cartea în Occident, în 1979 la Paris, editura MK Press, și a doua ediție a văzut lumina la New York în anul 1996, iată această ediție o am și eu aici, originalul, cu un mesaj către traducător de la autorul Marc Popovski, către mine, care deja eram pe vremea aia preot. De la bun început aș spune că autorul, când a început să lucreze asupra biografiei și hagiografiei Sfântului Luca, n-avea idee că va veni un timp când va deveni creștin ortodox. De naționalitate evreu, dintr-o familie de atei, așa, aprigi, Marc Alexandru și Popovski, a fost mulți ani la rând corespondent a ziarului Pravda, adică principalul ziar al Uniunii Sovietice, al partidului, și faptul acesta i-a permis ca să pătrundă în toate arhivele posibile și imposibile din Uniunea Sovietică. Înainte de aceasta, l-au interesat în special figura marilor personalități din domeniul medicinii și științei. Iar apogeul investigațiilor sale și cartea vieții sale, după cum socoate însuși autorul, este viața și hagiografia lui Voino Iasinetski, arhiepiscop și chirurg. Din această cauză aș fi fost nevoit să emigrez din Uniunea Sovietică la Paris și după aceasta a emigrat la New York, unde l-am și localizat eu deja în anul 94. Omul acesta a parcurs extraordinar de multe locuri ca să se documenteze asupra vieții Sfântului Luca, deci a lucrat timp de 13 ani pentru a aduna materialele și a fost în vreo 12 orașe cu vreo 150 de marturi oculari s-a întâlnit, a fost prin toate locurile de exil, începând cu Tashkent, Arhanghelsk, Turhansk, mai sus de cercul polar, pe unde a fost exilat Sfântul Luca, și este cea mai documentată carte despre viața Sfântului Luca care există până în ziua de astăzi. Aș zice chiar este un bestseller, pentru că
are niște lucruri care reflectă realitățile profunde ale secolului 20, începând cu războiul ruso-japonez, pe urmă revoluția Răscoala 1905, Răzmerița bolșevică, prigoana bisericii, mai departe războiul 2 mondial, perioada războiului rece, Stalin, Churchill, Roosevelt și mai departe războiul rece, perestroica, etc. Adică cuprinde aproape întregul secolul 20. Cartea este interesantă prin faptul că prezintă interes pentru istorici, pentru studenți, pentru orice intelectual, pentru medici, desigur că da, fiindcă el este într-adevăr, fără exagerare, un clasic al chirurgiei mondiale, Sfântul Luca. Și desigur pentru teologi. Deci după ce a lucrat 30 ani prin arhive, a adunat materiale, 5 ani a lucrat asupra cărții. L-a avut mentor pe părintele Alexandru Meni, protoiereu din suburbire Moscovei, slujea el pe atunci, și el a fost mentorul în materie de teologie, fiindcă Marc Popovski pe atunci era un novice absolut în cele ale credinței și religiei. Cel care a scris și o prefață la această carte. Da, a scris o prefață la această carte, care de fapt a terminat martiric. În anul 2004 a fost ucis martiric în suburbiile Moscovei, părintele Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească drepții. Și tot el l-a ajutat ca manuscrisul să nimerească în Paris, unde a văzut lumina zilei în 1979. Și l-am localizat în sfârșit, în 94, la New York, prin niște prieteni, am vorbit la telefon, am făcut schimb de adrese, am corespondat un timp mai îndelungat, el a fost încântat că cartea poate să apară pentru cititorul de limbă română, cu perspectivă pentru Republica Moldova și România, și a urmat traducerea. Am lucrat vreo 2 ani asupra ei și am mai fost la diferite ediții de la București, edituri, adică faimoase, văzând că el este preot, unii au cam strâns din numere așa și au zis că ce interes ar putea să fie. Marc Popovski, de ce a ajuns la New York, s-a lipit de Biserica Sfântului Nicolae Ortodoxă din New York și a terminat în 2012, a plecat la Domnul, la vârsta de 94 de ani, creștin ortodox. Deci când nu s-a gândit nici el când începea să lucreze. Dar s-a întâlnit odată cu Sfântul Luca în Crimeea, când acesta era deja orb, dar slujea la Sfântul Jertfelnic, și aceasta l-a marcat extraordinar pe autor și i-a întors viața 180 de grade înspre biserică. Și atât așa și-a încheiat viața domnul Marc Popovski. Apropo, aș vrea să intervin și eu cu un citat din ceea ce spunea Sfântul Luca al Crimeei atunci când era în viață și când a ajuns să fie orb, spunea în felul următor: cel ce și-a închinat viața Domnului nu poate fi niciodată orb, fiindcă Dumnezeu îi dă lumina la fel cu cea de pe tambor. Și astfel trecem la personalitatea protagonistului și Sfântului Luca. Deci el a fost din rădăcini vechi nobile ale aristocrației ruse, care prin secolul XVI trece în serviciu coroanei polonieze, frământări istorice, politice, mă rog, și la un moment dat a făcut parte antecedenții lui, aristocrați, din șleachta poloneză, din lomenimea poloneză. Ei de acolo îi se trag rădăcinile. Tatălui a fost, de fapt, un evlavios creștin romano-catolic, iar mama s-a fost ortodoxă și ceilalți membri ai familiei. Este un paradox frumos care, iată, din două ramuri a izvorât un sfânt ortodox. A dorit să devină pictor, a studiat pictura la München, a avut succes extraordinar, pictor format. Apropo că toate cărțile lui de medicină le ilustrează el singur cu mâna lui. A fost atras de chipuri omenești și de suferința oamenilor. Și iată, când a plecat la medicină, o perioadă de timp, el s-a născut în Crimeea, o perioadă de timp părinții lui au ținut și o farmacie în Chișinău și după aceasta s-au stabilit la Kiev, unde toată tinereța i-a trecut acolo. Și iată, în 1903, războiul ruso-japonez, îl găsim în Orientul Depărtat, în componența unei echipe de sanitari și medici. Mai departe ajunge în Tashkent, capitala Uzbekistanului. Mai departe scrie o carte de medicină extraordinară despre anestezia regională. Pentru aceasta a primit un premiu mare, care compensă, de la Academia din Varșovia. Însă n-a mai luat acest premiu, deoarece cărțile s-au răspândit așa de repede, că nu mai a rămas niciun exemplar cu care să plece la Academie să-l primească. Era un medic chirurg genial și general, adică făcea operații începând cu creierul, oftalmologice, de vedere, ginecologice și de orice fel. Dar vin anii 20, începe prigoana bisericii, el fiind un om foarte credincios,
când biserica era prigonită și erau arestați și împușcați episcopi, mii de preoți, etc., el în taină a fost ghirotonit preot și pe urmă ghirotonit episcop. În momentul în care mulți își rădeau bărbile și aruncau reverendele, el atunci a îmbrăcat haina preoțească și de episcop. Continua să opereze și să predea lecții la studenți. Dar nu scotea haina preoțească de pe el nici. Atunci a intrat în conflict cu autoritățile și ele, autoritățile interziceau să vină acolo să pună icoană. Și el categoric nu vroia fără icoana Maicii Domnului să facă operații. Deci faima lui creștea tot mai tare. Prin anii 30 a scris o lucrare extraordinar de importantă, care până astăzi se reeditează mereu. Iată, ultimele ediții au fost în 2006-2013, Chirurgia purulentă sau septică. Dar cartea aceasta a fost scrisă în mari chinuri, deoarece a fost arestat. A fost ținut 2 ani în închisoare din Tașkent, într-o celulă cu fiul emirului Afganistanului. Atunci niște chestiuni sunt aici de bestseller extraordinar, de interesante și curioase. Și ultimul exil a fost cel mai cumplit, când a fost exilat mai la nord de Cercul Polar de Nord, în orașul Turuhansk, în Siberia. Dar cartea, în sfârșit, fiind foarte necesară pentru bolnavii purulenți, a fost editată în anii 30. Și atunci l-au scos din exil și umbla în spital în tunică de general și în pantaloni de deținut politic. Închipuiți din asta paradoxul. Dar el era omul de trebuință atunci. Și s-au făcut minuni prin metodele sale de operație. Ei, și iată, în 46, după război, statul sovietic n-a mai putut să se ascundă după deget și a fost premiat cu premiul cel mai înalt al Uniunii Sovietice, premiul Stalin, clasa 1. Asta a fost răscumpărarea lui. Aici a rușinat el pe prigonitorii lui și a proslăvit biserica. Apropo, că în Tașkent, înainte, în tinerețe încă, când a scris anestezia regionară, fără să-și apere teza, i s-a dat doctor în medicină. Atât de strălucită a fost această lucrare. Premiul Stalin, clasa 1, presupunea obligatoriu să-i se facă și bustul pentru istoria acestui erou, a laureatului. Și sunt aici poze unde el pozează pentru bustul lui și cu, desigur că cu panaghiera, cu engolpionul la piept, că nu scotea. Și au nevoie să-l facă așa. Și toți se uitau. Și medic acesta în perioada sovietică și cu crucea la gât. A avut o replică extraordinară el, în stilul lui, cum era el. Stătea odată în parc și vorbea cu niște copilași. Și atunci s-au oprit pe 2 milițieni și zic că în timpul ateismului. Ce exemplu rău arăți dumneata aici cu crucea la gât copiilor acestora? Și răspunsul a fost prompt și liniștit. Dar ce ar fi fost mai bine, ce exemplu le dădeam dacă veneam cu pistolul la șold? Și atunci ăștia n-au mai avut replică. Și a vrut să-l facă medicul șef al Kremlinului. I s-a propus, vă închipuiți dumneavoastră, ce tentație, ce ispită mare. Ca Hristos în carantania, stăpân pe toată lumea. Dar cu condiția că se lepe de preoția. Și a zis, nu, numai cu pielea de pe mine îmi puteți scoate reverenda. Și a terminat ca ierarh al Crimeei, păstor al Crimeei, arhipăstor, și ultimii ani și-a pierdut vederea. A scris mai multe cărți ca Am iubit pătimirea, despre spirit, suflet și trup. Are niște lucrări capitale în teologie. Da, avem și noi această carte aici, scrisă de Sfântul Luca, arhiepiscopul Crimeei, care se numește Am iubit pătimirea, tradusă în limba română, și în descrierea acestei cărți, care stă chiar pe coperta de titlu, scrie așa: despre viața Sfântului Luca al Crimeei, ierarh mărturisitor și doctor fără de arginți, urmaș al unei vechi familii princiare, artist înzestrat, chirurg genial, profesor universitar, pătimitor pentru credință în temnițele bolșevismului, unul dintre cei mai mari predicatori ai secolului, lucru cel mai bun care se poate spune sunt propriile lui cuvinte: am iubit pătimirea, fiindcă minunat curățește sufletul. Iată aceste cuvinte care au dat și titlul cărții pe care a scris-o Sfântul Luca Voinoe Sinesche, arhiepiscopul Crimeei. Minunate sunt lucrurile Domnului. În 96 am ajuns la preoție. În același an a fost canonizarea în Ceata Sfinților a Sfântului Luca Voinoe Sinesche, clasic al chirurgiei mondiale, mare preot, mare ierarh, profesor, pictor și doctor fără de arginți. Părinte, știm că aveți studii de traducător și lucrul acesta v-a ajutat probabil în ceea ce privește și traducerea acestei cărți. Eu am absolvit, de fapt, în 78, Facultatea de Limbi Străine, Limba și Literatura Spaniolă,
Pe urmă, mai târziu, pe timpul lui Gorbaciov, am reușit să plec cu familia, copiii și cu soția, pe 2 ani și jumătate, la Santiago de Cuba, ca traducător la un combinat textil. Pe parcurs, acum, în timpul preoției, am mai tradus niște cărți pentru copii, Evanghelia pentru copii, Sfântul Gheorghe, vreo 6-7 cărți pentru copilași am tradus, din limba rusă, desigur. Ați amintit, părinte, despre verticalitatea Sfântului Luca al Crimeei, despre faptul că în acea perioadă, când o bună parte dintre preoți își lăsau reverendele și își tăiau bărbile, iată, Luca Voinoi Asinețchi îmbracă haina, îmbracă reverenda, îmbracă haina preoțească, deci, și merge în această luptă care se face cu crucea în mână, în lupta creștinească, în lupta viețuirii și propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. În contextul acesta, putem spune că pentru acea perioadă, Sfântul Luca al Crimeei a fost un exemplu, dar probabil că și pentru lumea de astăzi, când, iată, există foarte mulți creștini care se rușinează să-și facă cruce atunci când trec pe lângă o biserică. Foarte mulți creștini care prea lesne se dezic de principiile lor creștine sau poate că nici nu le-au învățat, dar se numesc creștini doar prin botez. Sfântul Luca rămâne și astăzi un exemplu pentru toți credincioșii cum trebuie să fie mărturisită credința creștină, cu îndrăznire, pentru că el a avut îndrăznire în a mărturisi credința în Dumnezeu. Cartea dezvăluie realitățile începutului secolului 20, care ia cu căderi de imperii și cu răsturnări de valori. Și acolo tineretul era captat într-o răsturnare de valori care se începea o lume nouă, o lume necunoscută, noi vom construi altă lume, liberă, democratică, cu goarne, cu țipături, cu defilări, cu orice care deja cătușa, așa, în ghilimele, tineretul. Și biserica mergea pe planul 2 ca ceva învechit. Acum se întâmplă același lucru, urmărim cu tentațiile internetului, care este un lucru bun, dar depinde din ce mâini merește, a showbiz-ului, a planning family și altele felul acesta, ispite și perturbări, însă lucrurile se repetă în același fel, dar nu la scară regională, zici, Uniunea Sovietică și arealul, la scară planetară, globală, având în vedere că trăim în fenomenul globalizării. Adică iarăși e nevoie de Sfântul Luca Voinoi Asinețchi, care să stea în postură verticală, să spună așa trebuie să meargă biserica, fără compromisuri, fără drept de apel în chestiuni de credință și de cedări. Și el a fost un vertical, o stâncă de granit, un colos al Bisericii lui Hristos. Și un mare savant care i-a rușinat până la urmă pe prigonitorii săi, proslăvind Biserica lui Hristos. Un exemplu extraordinar de edificator pentru tineretul de astăzi, pentru intelectual și pentru oricine care vrea să fie liber în Duhul adevărului, să zicem așa, cum a fost liber el. N-a fost biruit nicio clipă prin coșmarurile prin care a trecut, a fost lipsit de somn 13 zile, când deja avea halucinații, a trecut omul ăsta prin chinurile iadului, zicem așa, pe pământ, dar nu s-a înclinat în fața neadevărului niciodată și n-a cedat nicio iotă din revelația Evangheliei. Iată un exemplu edificator pentru colegii lui, în primul rând, din domeniul medicinii și pentru tot ceilalți avanță în orice domeniu, și pentru tineret, și pentru preoții de astăzi. Cu acest exemplu, biruința bisericii se va amplifica, deoarece biserica merge din biruință în biruință. Cu toate că sunt unii scadențe pe unii slăbiciuni de ale noastre în unele perioade istorice, dar până la urma urmei, zicem, Hristos nica, Iisus Hristos nica, El este biruitorul. Și toți acei care merg pe urmele Lui și nu cedează în materie de adevăr și conștiință. Și credință. Părinte, eu vă mulțumesc pentru această discuție, vă mulțumim că ne-ați prezentat și aceste date frumoase despre viața Sfântului Luca Voinoi Asinețchi și vă mai așteptăm la emisiunile noastre. Mulțumim cu plăcere, Doamne ajută și dumneavoastră în lucrurile frumoase care le faceți. Mulțumim, Doamne ajută. Mare chirurg, dar și mare mărturisitor al credinței, Sfântul Ierarh Luca al Crimeei ne arată prin exemplul său cum un om care ajunge la culmi în profesia sa, în cele din urmă recunoaște că toate vin de la Dumnezeu. Și cum un om care îl mărturisește pe Dumnezeu ajunge la culmi în profesia pe care o practică. De aceea, exemplul Sfântului Luca al Crimeei rămâne actual și până astăzi. De aceea și noi, ca și în cazul altor sfinți, suntem îndemnați să urmăm și exemplul Sfântului Luca. Aici, doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea noastră de astăzi, iar duminica viitoare vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!